Bună dimineața! Mă gândeam la ceva și voiam să împărtășesc cu voi. Imaginează-ți pentru o clipă că persoana pe care o placi, persoana pe care o iubești, persoana cu care te-ai petrece toată viața, te ignoră, nu te bagă în seamă, nu-i pasă de tine, ba, te mai și batjocorește. Și așa toată viața, iar la sfârșitul vieții, bine să fiți împreună. Ce ai face? Bineînțeles că același lucru aș face și eu ca tine. I-aș spune, știi, nu mai vreau toată viața, nu m-ai băgat în seamă toată viața, de ce mai vreau acum? Dar uite că același lucru îl facem cu Dumnezeu mulți dintre noi. Dumnezeu ne cheamă și azi, ne cheamă și mâine, ne cheamă și nu îl băgăm în seamă. Ne așteaptă zi de zi și nu îl băgăm în seamă. Și înainte de moarte, pe patul morții, sau alții când văd că sunt prea bătrâni pentru aș mai risca viața încă o zi de parte Dumnezeu, sau poate prea bolnavi, atunci vin la Dumnezeu și acceptă chemaria. Știi ce e frumos? Că Dumnezeu ne iubește și ne primește și atunci. Însă mi se pare atât de trist să-i dai lui Dumnezeu doar resturile vieții tale. Să-i dai lui Dumnezeu doar ceea ce nimeni n-ar mai vrea. Adică Dumnezeu a trimis pe Iisus Hristos să moară pentru tine și pentru mine. Să facă cel mai mare sacrificiu pentru noi vreodată, să plătească pentru noi cel mai mare preț pe care, de fapt, mintea omului nu își putea imagina. Și totuși, să-i dăm doar resturile vieții, să rătăcim o viață întreagă prin lumea aceasta de păcat și la sfârșit să ne întoarcem la Dumnezeu. E foarte bine dacă mai apucăm ziua aia să ne întoarcem. Dar e trist că îi dăm lui Dumnezeu doar resturile.